Din cauza supra-solicitării fizice, dar și psihice, medicii care lucrează la urgențe nu rămân mult timp în această meserie, motiv pentru care după un timp se orientează spre alte specialități. Niciun medic nu iese la pensie din centrul de primire urgență. Majoritatea, după o anumită perioadă, își fac o altă specializare și părăsesc pentru că spun că această zonă fierbinte a spitalului e o zonă care îi duce la, dacă vreți, destabilizare din punct de vedere a sănătății fizice, psihice. Și atunci, sigur că trebuie, din punctul domniilor lor, căutate variante. În momentul de față am înțeles că din cei 7 sunt 2 deja. Din cei 7 medici care lucrează la centrul de primire urgențe de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, unul a plecat deja, iar al doilea se pregătește să părăsească serviciul de urgențe în următorii ani. Doctorul Polizov a făcut a doua specialitate, psihiatrie, a plecat. Doamna doctor Tălmăcel, care este medicul coordonator, face a doua specializare de medicină de familie, este primul an. Doamna doctor Ababe, care este pe prestări serviciu și se înscrie la postul de care l-am scos la concurs, face și a doua specializare. Și mai este doctorița Graur, care dorește să facă hematologie. Încă nu s-a înscris, dar a spus că urmărește un post la Iași, ea fiind din Iași, încât trebuie să căutăm medici. Printre medicii care se pregătesc să plece de la serviciul de urgențe se numără și doctorul Maria Tărmăcel, medicul coordonator al centrului de primire urgențe. Modestă, aceasta spune că în urgențe lucrează medici foarte bine pregătiți profesional, dar care în timp doresc să părăsească serviciul din cauza uzurii fizice și psihice la care sunt supuși permanent. Nu sunt nici pe departe cel mai bun medic de urgență din Roman. Sunt primul medic de urgență venit în Roman. Am colegi la fel de buni care au venit după mine și lucrăm cot la cot în condiții grele, după cum se știe. Colegi care fac elicopter sau au făcut, din păcate, elicopter la Iași, au făcut mașină smurd la Iași cu abilități profesionale foarte bune. De ce plec? Păi este un serviciu greu, nu că fug de muncă, nici vorbă. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că am făcut alegerea corectă atunci când am venit pe urgență, când mi-am ales specialitatea de urgență. Doar că într-un așa serviciu în care oamenii sunt din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai agresivi cu aparținători, din ce în ce mai lipsiți de respect, cu un personal puțin raportat la numărul de pacienți, nu mă văd alergând la 50, la 60 de ani sau ajungând la pensie dintr-un serviciu de urgență. În decizia de a părăsi serviciul de urgență contează extrem de mult și familia. Doctorul Maria Tălmăcel are 3 copii, de-a căror educație nu se poate ocupa în măsura în care ar dori, în perioada în care lucrează la centrul de primire urgențe. Vreau să ajut și pot și vreau și știu, dar contez și eu și familia mea, ca atare decizia nu este pentru acum, pentru perioada imediat următoare, ci pentru cândva. Dar aici mai intervine și o parte de remunerație care este mai mică la medicii de familie. Haideți să nu discutăm despre sursele de venit, că ar trebui să discutăm în cifre și nu face subiectul acestei conversații. Veți mai menține asta? În ce perspectivă vă duceți? Plecarea mea în spital este estimată cam la ce perioadă? Nu pot să spun cu exactitate. Sunt mai mulți factori care vor influența. Repet, și știu și vreau și pot, dar până la un moment dat. Veți mai ține legătura măcar de colaborare cu gărți? Absolut. Absolut. Deci, de familie, veți putea avea... De colaborare, nu neapărat în vers. De colaborare, că e bine ca medicii de familie să colaboreze cu spitalul. În condițiile în care la centrul de primire urgențe există permanent deficit de personal, conducerea spitalului este preocupată de scoaterea la concurs a unor posturi care să acopere cât de cât necesarul de medici și asistenți medicali.